La dorința mai multor primari de a întâlni pe reprezentanții guvernului, Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, a organizat prima ediție a evenimentului Vâlcea, administrația publică, prezent și viitor. Evenimentul va avea loc miercuri 14 decembrie la ora 15 și reprezintă o întâlnire de lucru între reprezentanții ai Guvernului României, membrii ai structurilor administrației publice centrale, cât și parlamentari vâlceni. La întâlnire sunt așteptați toți primarii din județ, indiferent de partidul politic din care fac parte, pentru a dezbate teme administrative și soluții pentru problemele de la nivel local. Vâlcea, administrația publică, prezent și viitor. Miercuri, pe 14 decembrie, la ora 15, vom avea o întâlnire, practic este o întâlnire de sfârșit de an, pe care unii colegi primari mi-au cerut-o și ideea tot de aici mi-a venit, ca toți primarii, măcar o dată pe an, să se vadă la o întâlnire administrativă, fără politică, doar administrație. Va fi o întâlnire strict tehnică, practic, între primari și guvern. Am invitat reprezentanți chiar către miniștrii de resort, am și primit confirmări de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii, Compania Națională de Drumuri, adică vor veni de la Guvernul României să stea față în față cu primarii la o discuție despre ceea ce avem în prezent, dar și ceea ce ne dorim pe viitor de la Guvernul României, noi, administrația publică județeană și locală. Am invitat și toți parlamentarii de Vâlcea, am invitat tot ceea ce înseamnă consilier județean, toți consilierii județeni, pentru că este, repet, o întâlnire administrativă și nu una politică. Aceasta este întâlnirea de miercuri, Vâlcea, administrația publică, prezent și viitor. Sunt așteptați să fie prezenți la eveniment reprezentanți de la Ministerul Finanțelor, de la Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii, dar și de la Compania Națională de Drumuri. Președintele Consiliului Județean speră ca întâlnirea cu invitații de la București să fie una constructivă, iar evenimentul organizat pentru prima dată să devină o tradiție anuală.